Acum am să modific acest amplificator, așa deci am să-l modific cu acest montaj, vedeți voi, deci este un STK4162. Eu vreau să montez această placă deoarece are și partea de protecție, deci această stație nu are protecție pe ea. Deci pe acest kit are și partea de stabilizare de tensiune pe 12V. Exact ce trebuie pentru operaționalul lui pe care l are aici în față. Eu am mai postat un videoclip cu acest amplificator, dar acum îți postez cu modificarea lui. Nu este o modificare foarte mare, dar oricum va acum o să aibă protecție, o să aibă și un STK ăsta care este mai puternic. Transformatorul rămâne același, oricum eu am modificat transformatorul acest amplificator. Acum am să vi-l arăt. Deci asta este transformatorul pe care l-am montat la acest amplificator. Vedeți voi de a venit la fier frumos aici. Așa, tensiunile astea le-am izolat deoarece nu le folosesc. Transformatorul ăsta a fost la o combină, dar acum nu mai știu pentru că eu l-am luat din piață de la rădăuți, deci n-am dat mult, am dat 5 lei pe acest transformator. Uh. Deci aici cam ce ar trebui eu să decupez, am să decupez de aici, uitați, de la șurubul ăsta, partea asta, până aici sus. Sau eventual am să decupez aici după șurub, da, am să văd. Și aici am să pun kitul ăsta, uitați, deci dacă îl pun o leacă așa suprapus, uitați voi cum vine, deci cam așa vine, da? Deci acum am să montez aici. Am tăiat placa din amplificator, uitați, deci pe asta am tăiat-o jos, așa, și STK-ul este original, dar n-am vrut să spunem ceva mai puternic și cu releu. O trebuie să dispac tip radiatorul ăsta din cauza că e prea înalt și nu vreau să-l tai. Așa, uitați, STK-ul cum arată partea din spate, uitați și voi aici, pe ce l-am curățat de pastă. Vreau să montez radiatorul ăsta, uitați aici cum arată. Deci radiatorul ăsta îți vină cam, cam așa. Deci cam așa o să vină radiatorul. Acum l-am fixat pe radiatorul ăsta. Uitați și voi, deci, am pus aici două șuruburi la setica și două pe partea asta la altă. Deci cam așa arată. Acum trebuie să-l fixez aici înăuntru, am să caut ceva ca să-l pot fixa. Până la urmă am terminat stația, așa vedeți și voi, uita, uitați, cam așa arată, am prins radiatorul de carcasă, uitați, aici o trebuie să rup de aici o bucată din radiator ca să pot băga ieșirea pentru boxe, așa, inițial am vrut să trag radiatorul mai aproape în partea asta ca să nu mai tai bucata asta de aluminiu, dar până la urmă nu nu merg o trebuie să o tai nu afectează cu nimica chestia asta. Oricum. aici în față LED-ul, vedeți și voi, l-am alimentat cu 12 V, aici i-am pus o rezistență de 2,2 kOhm, căderea de tensiune este pe 2 V, asta fiind pe LED. Așa, i-am pus o siguranță, vedeți, am pus siguranța asta de, de aici. Așa în caz de sardi sa ceva, sardi sa și si siguranța asta, e lipit aici cu frudul cu asta Acum, rest funcționează, dați dau drumul. Nu l-am băgat în priză. Deci acum mai dau drumul. S-a auzit, o cupla și si releu frumos. El s de un pic de, de bărit, așa pe fundal, dar foarte puțin, mă dacă pui urechea la difuzor, asta din cauza transformatorului care trimite undele parazite de pirețea în amplificator. El mai exact, buruiajul la vine de la preamplificator, că dacă dau volumul la minim, adică dau pe 0, nu mai bărei deloc, deci numai când dau volumul la maxim, ceea ce înseamnă că preamplificatorul o amplifică și zgomotul. Normal, la acest transformator ar trebui un filtru, adică o bobină din aia cu un condensator, sau dacă nu, ori așa ceva, un stabilizator de tensiune. Deci, na, i-am făcut proba, totul e funcțional. Da. Deci, cam asta e.